Ministerul Român al Apărării recurge la o campanie suplimentară de recrutare a rezerviștilor voluntari. Mulți experți militari pledează pentru reintroducerea armatei obligatorii în România. Odată cu venirea comuniștilor la putere în 1947, serviciul militar era obligatoriu pentru toți cetățenii României. Pentru o bună perioadă de timp, inclusiv femeile erau obligate să aibă un stagiu militar. După detronarea regimului la începutul anilor 2000, se lua decizia de a scoate din legislație obligativitatea acestuia. De atunci, forțele armate române se bazează pe personalul angajat și pe voluntari, încadrați în diferitele structuri ale acesteia. Dar în acest context în care se ia în calcul un potențial război, ar fi bine să fie reîntors stagiul militar obligatoriu. Considerați că ar trebui să fie reintrodusă armata obligatorie în România? Nu se va întâmpla nimic. Nu se va, astea sunt interese politice. Nu se va întâmpla nimic. Nu cred. Trebuie armată de profesioniști. Luptele moderne nu mai sunt cu baioneta. Au trecut 14 ani, iar prim-ministru Nicolae Ciucă vrea reinstaurarea serviciului militar pentru tineri. În programul de guvernare, spun surse politice, Nicolae Ciucă vrea modificarea legislației cu privire la serviciul militar. Venind din structurile MAPN, Nicolae Ciucă este conștient de necesitatea împrospătării efectivelor armatei române. Acum e târziu, degeaba. Pe viitor, considerați că i-ar ajuta? Eu știu. Nu știu ce să spun, dacă i-ar mai ajuta, dar acum e târziu. În noua strategie militară a României, una din prevederi este introducerea serviciului militar în termen, asta pentru că România are tot mai puțin rezerviști. Armata nu va fi însă obligatorie, ci la cerere, iar militarii voluntari vor fi plătiți cu salariu.